13 prieteni astăzi am venit să spun cu adevărat, nimeni nu este mai presus decât legea. Ori cei care consideră că sunt mai presus decât Constituție, vor fi dați pe mâna legii și pe mâna procurorilor. Astăzi am ieșit să apărăm Constituția Republicii Moldova, care este baza și temelia statului moldovenesc. Astăzi vor să modifice Constituția fără referendum, fără doctrină în Parlament, printr-o lege simplă în Parlament. Este o ilegalitate, este o faptă care trebuie urmărită penal. Astăzi ne agresăm tuturor instituțiilor de drept. Acest lucru categoric trebuie oprit. Ormâine vor merge peste neutralitate. Mâine vor spune că Constituția Republicii Moldova deja este un act învechit și trebuie vizuită. De aceea, stimați prieteni, această istorie deja nu este doar despre denumirea limbii, deși și aceasta este foarte importantă. Conform legii și normelor de drept europene, deci actuale vorbesc de integrare europeană, decizia privind denumirea limbii aparține poporului. Și este expresia voinței suverane a cetățenilor. Și niciun deputat, nici o instituție de drept, nimeni nu este mai sus decât legea și Constituție. De asta suntem aici și ne adresăm acestor judecători. Constituția Republicii Moldova trebuie protejată. Curtea Constituțională nu poate să tacă atunci când se modifică textul Constituției după bunul plac al politicienilor. Dar înțelegem că este o provocare. În situația în care cetățenii luptă cu sărăcie, în situația în care societatea are probleme, de combătut, ei vin cu niște subiecte radicale pentru a destabiliza societatea. Însă noi cu dumneavoastră nu vom permite aceste destabilizări. Și vom face totul necesar ca Constituția Republicii Moldova să fie lege pentru toți.